ziua și bine ați sosit la acest an. Cuțin, într-adevăr, este un scriitor non-conformist. Prin tot ceea ce scrie, prin atitudinea lui, prin pasiunile sau lipsa de pasiune, prin preocupări, este un personaj al cărții despre care un critic spunea că, da, la 78 de ani, după ce ai luat Nobel, nu poți să scrii orice, că toată lumea te publică. Dincolo de o ușoară atitudine derizorie față de el, de către unii critici sau unii cititori sau unii, cum să spun, semnatari ai paginilor de Facebook, ai notațiilor pe Facebook, ție provoacă prin tot ceea ce scrie, te provoacă să te întrebi ce naiba ai citit. Ce naiba vrea să spună și folosesc naiba în sensul cel mai bun cu putință acest cuvânt. Ce vrea să spună autorul? Până unde se duce povestea lui? Este și ceea ce face cu Zilele de școală ale lui Iisus. E al doilea roman din seria începută cu Copilăria lui Iisus. Te aștept să citești despre Iisus, o altă poveste. Sunt mulți care au semnat povești despre Iisus. Ei bine, Iisus nu apare. Dar ceea ce se întâmplă cu personajul David, copilașul de 5 ani în primul volum și de 7 ani în al doilea volum, poate să ne aducă aminte de povestea lui Iisus. Este un copil adoptat din necesitate de un bărbat care își asumă rolul de părinte sau de protector sau de călăuzitor în viața acestui băiețel și care își stabilește ca scop să o găsească pe mama băiatului, despre care nu știe absolut nimic. Drept care găsește o femeie care se numește Ines, tatăl se numește Simon, mama se numește Ines și această familie ajunge să trăiască împreună, tatăl, mama și copilul, cam la fel cum s-a întâmplat și cu Iisus, să zicem. Ducem gândul până acolo. Iisus, practic, nu s-a născut din Maria, nu așa, nici Iosif și nici Maria nu sunt părinții lui biologici, deci cam la fel ar fi acest băiețel David. De aici, însă, lucrurile încep să o ia pe o altă potecă. Cei trei sunt locuitorii unei luni, despre care nu se știe nimic decât că se vorbește spaniola în acea lume. Toată lumea vorbește spaniola. Poate să fie la capătul Americii de Sud, dar nu se știe nimic. Sunt niște localități care amintesc de Argentina, dar iarăși nu e Argentina, unde toată lumea vorbește spaniola, unde este un regim distopic socialist chinezesc spre China, spre Albania, că tot s-a vorbit astăzi și de China și de Albania, unde nu te omoară neapărat, dar te înregimentează și unde acest copil, la 5 ani, începe să creeze probleme părinților adoptivi, pentru că nu se poate adapta la sistemul de învățământ foarte rigid și foarte închistat din această țară. Și atunci părinții sunt nevoiți să-l scoată pe copil din sistemul de învățământ care vrea să-l îndoctrineze și fug, pleacă, devin țigani, cum spun ei. Și duc o viață de nomazi, ajung în alt oraș, de unde începe acest al doilea volum, unde iarăși preocuparea lor al părinților este să-l dea o educație acestui copil care între timp a ajuns la 7 ani. Și singura soluție, nu zic mai multe despre poveste, vă invit să o cumpărați și să o citiți cu proprii dumneavoastră ochi și cu propria dumneavoastră minte, singura soluție este să-l înscrie la o academie de dans, care e foarte ciudată. Are o filozofie extrem de bizară. Respectiv, scopul acestei academii este să coboare numerele, cifrele din înaltul cerului, dintre stele, pe pământ. Ceea ce se poate realiza cu un anumit gen de muzică și cu un anumit gen de dans. Din întâmplare, cea care este profesoara de dans a copilului,
întoarce cu gândul iarăși la povestea lui Iisus. Din întâmplare, această Ana Magdalena este ucisă de un individ care se numește Dimitri, care are un tovarăș care se numește, sau contra care se numește Alioșa. Ne poate duce cu gândul la Dostoievski, dar nimic nu este clar. Poți să o iei, poți să nu o iei pe Dostoievski. Se produce deci o crimă. Și din acest moment lucrurile se complică. Ca să vă exemplific și cu asta închei, filozofia acestei academii de dans, care îi tulbură pe toți, și filozofia și academia, vă citesc un simplu fragment. Discursul este ținut, sau explicarea filozofiei este făcută de Ana Magdalena, profesoara de dans, o femeie superbă, făcută parcă din alabastru, de o grație extraordinară, o frumusețe ieșită din comun și de o răceală ca de piatră. Deci ea explică această filozofie. După cum știm cu toții, din ziua în care sosim în această viață, în paranteză, viața înseamnă sosirea în această țară. Toți cei care sosesc aici sosesc de peste mare, cu un vapor, și nu-și mai aduc nimic aminte din ceea ce a fost înainte de viață, de această trecere. Nici măcar limba pe care o vorbeau, nici măcar numele, nici vârsta, nimic. Li se dau numere, li se dau nume, li se dau vârste, li se dau noi identități. Ei nu mai știu nimic. Deci, după cum știm cu toții, din ziua în care sosim în această viață, lăsăm în urmă fosta noastră existență. O uităm. Dar nu în totalitate. Din fosta noastră existență persistă reminiscențe. Nu amintiri în sensul obișnuit al cuvântului, ci umbre ale amintirilor, ca să le numim așa. Apoi, pe măsură ce ne obișnuim cu noua noastră viață, chiar și aceste umbre pălesc. Până ce ne uităm în totalitate originile și acceptăm că singura viață posibilă este ceea ce văd ochii noștri. Copilul însă, copilul mic, încă mai poartă urme adânci ale unei vieți anterioare, amintiri palide pe care nu le poate verbaliza lipsindu-i cuvintele necesare. Îi lipsesc cuvintele deoarece împreună cu lumea pe care am pierdut-o, am pierdut și limbajul potrivit să o evoce. Tot ceea ce rămâne din acea limbă primordială sunt câteva cuvinte pe care eu le numesc transcendentale, printre care numele numerelor, 1, 1, 2, 3, sunt pregnante. 1, 2, 3 e doar o psalmodiere pe care o învățăm la școală, psalmodierea inconștientă pe care o numim numărare. Sau există poate un mod de a vedea prin psalmodiere ceea ce se găsește în spatele ei și dincolo de ea, anume tărâmul numerelor ca atare, numerele nobile și auxiliarelor, prea multe ca să poată fi numărat. Aceste numere trăiesc printre stele și se află la baza Universului, sau, cum ne place nouă să spunem, dansul Universului. Pentru a aduce jos numerele de unde se află ele, pentru a le permite să se manifeste în mijlocul nostru, pentru a le da tu, ne bazăm pe dans. Da, aici în Academie noi dansăm, nu într-un fel lipsit de grație, carnat sau dezordonat, ci cu trup și suflet pentru a reuși să însuflețim numerele. Dacă vorbele mele din această seară par obscure, dragi părinți, dragi prieteni, Academie, acest lucru nu face decât să arate cât sunt de neputincioase cuvintele. Cuvintele sunt neputincioase, de aceea dansăm. În dans chemăm numerele în jos, de unde locuiesc printre stelele din înalt. Ne abandonăm lor în dans și în vreme ce dansăm, prin grația lor, ele trăiesc printre noi. E un scurt fragment, că evident nu a fost, am scos așa câteva idei. Ceea ce vreau să spun însă este că ceea ce este cel mai impresionant în această carte este relația copil-părinți și mai ales relația copil-tată. Indiferent că sunteți părinți, că veți fi părinți, că sunteți bunici sau străbunici, este o lecție de viață uluitoare și dacă stăm să ne gândim la proprii noștri copii sau la proprii noștri nepoți, cei pe care îi avem, cei care îi avem, ne dăm seama cât de presantă este această relație, cât ne solicită pe noi ca părinte pentru a le explica copiilor universul în care trăim. Și tot acest
emoția lor, care este dramatic în unele locuri, care este dureros în alte locuri, dar care întotdeauna are o doză de umor involuntar, cred că face farmecul în plus al cărții. Vă urez lectura plăcută. Mulțumesc! Mulțumesc, Irina Hora, este...